Apple a făcut întotdeauna mici diferențe între funcțiile disponibile pe un telefon mai vechi versus cele pe care le ai pe un telefon mai nou, chiar dacă rulai pe ambele telefoane aceeași versiune de iOS. Spre exemplu, în 2021, când au lansat posibilitatea de a copia textul dintr-o poză, au făcut funcția disponibilă doar pentru iPhone XS și mai noi. Deci dacă aveai iPhone X, nu te puteai bucura de această funcție, ghinion. Cu toate astea, înainte să lanseze Apple această opțiune, exista un App Store multe aplicații care știau să copieze textul dintr-o poză și care nu țineau cont de modelul de iPhone pe care îl aveai. Practic, deși e o funcție care se presupune că are nevoie de multe resurse pentru a funcționa, real s-ar putea să funcționeze oricum și să meargă și pe procesoare mai vechi. Dar ăsta este modul celor de la Apple de a te motiva să-ți cumperi un telefon mai nou. Oricum, să zicem că am acceptat relativ ușor această diferențiere pentru că iPhone X avea totuși 4 ani de zile vechime la momentul lansării funcției Live Text și am putea spune în același timp că era de așteptat ca un telefon de 4 ani să nu aibă chiar ultimele tehnologii. Mai mult decât atât, cei mai mulți utilizatori nu au nevoie de copiat texte din poze, deci neajunsul nu e chiar atât de mare, te descurci și fără funcția asta, fără nicio problemă. Totuși, la iOS 15.4, Apple a făcut și mai vizibilă diferențierea dintre cei care și-au cumpărat telefon în ultimii 2 ani de zile și ceilalți. iOS 15.4 există deocamdată în variantă beta, deci dacă mergi acum să verifici dacă l-ai primit, cel mai probabil nu o să găsești noul update. Deci să nu-ți faci griji. S-ar putea să apară spre final de februarie sau început de martie, nu se știe exact, dar cam pe acolo. Oricum, în iOS 15.4 a adăugat o funcție foarte utilă și așteptată de mulți, posibilitatea de a debloca telefonul cu masca pe față. Da, dacă ai un Apple Watch, probabil folosești funcția asta deja, doar că începând cu iOS 15.4, funcția va merge și fără Apple Watch. Ceea ce e grozav, nu? Pentru că nu toată lumea investește într-un ceas, dar cam toată lumea poartă mască în perioada asta și chiar i-ar ajuta să poată debloca telefonul mai ușor. Doar că acum intervine problema. Funcția e disponibilă doar dacă ai iPhone 12 sau mai nou. Dacă ți-ai cumpărat un iPhone 11 sau 11 Pro, ghinion, nu poți să-ți deblochezi telefonul cu masca pe față. Până la momentul înregistrării acestui clip, Apple n-a dat explicații pe tema asta, n-a zis de ce s-au întâmplat lucrurile astea, dar ce mi se pare mie este că funcția Face ID nu pare să se fi modificat mai deloc la ultimele generații de telefoane și mi-e greu să cred că sistemul hardware de pe iPhone 11 sau iPhone XS nu e în stare să recunoască fața ta când porți mască. Ok, ne-am putea gândi și la faptul că e o limitare legată de viteza procesorului, pentru că pe iPhone-urile mai vechi sunt procesoare care nu pot munci atât de mult ca cele noi. E normal. Doar că dacă ar fi să comparăm cele mai recente jocuri ale momentului, am vedea că ele funcționează aproape la fel și pe iPhone 11, dar și pe iPhone 12 sau iPhone 13. Așa că o chestie relativ banală, cum e deblocarea telefonului cu masca pe față, s-ar putea să nu aibă nevoie de mai multe resurse decât un joc de Call of Duty, nu? Oricum, dacă ai iPhone 12 sau mai nou, ce mai trebuie să mai știi despre funcția de deblocare a telefonului cu masca pe față e că va funcționa de acum încolo și în Apple Wallet. Până acum, chiar dacă deblocai telefonul cu ajutorul unui Apple Watch, aveai o limitare dacă voiai să plătești la supermarket cu telefonul, pentru că nu se debloca și cardul tot cu ajutorul ceasului, ci numai ecranul. Și când voiai să plătești, trebuia să introduci codul telefonului ca să poți face plata. Ei bine, de la iOS 15.4 vei putea debloca și Apple Pay-ul cu masca pe față, ceea ce e de un mare ajutor, mai ales că în cele mai multe cazuri ai și masca pe față atunci când plătești undeva. Totodată, Apple avertizează că deși sistemul de deblocare folosește conturul din jurul ochilor ca să deblocheze telefonul, trebuie să reții că această deblocare nu e atât de exactă ca cea în cazul în care nu ai masca pe față. Nu știu dacă asta ar însemna că vor putea și alții să deblocheze telefonul nostru, cum ar fi un frate sau o soră care arată asemănător cu noi, dar abia aștept să văd mai multe teste pe tema asta, că bănuiesc că n-ar fi lansat o funcție care nu merge până la capăt totuși. Ei bine, pe lângă această funcție, iOS 15.4 mai vine și cu alte noutăți care funcționează și pentru alte iPhone-uri și printre noutăți enumerăm cele 37 de emoji-uri noi și chiar sunt curios încotro se va dezvolta treaba asta, că e bine că există o varietate de emoji-uri, dar oare câte putem duce? Adică eu folosesc maxim 5 emoji-uri zilnic așa și probabil încă vreo 5 cu o regularitate de o dată pe săptămână.
În rest nu prea mă ating de ele, că n-am nici de ce și nici n-am răbdare să le caut prin listă. Și pornind de aici, sunt curios câte emoji-uri folosești tu frecvent și te invit să-mi spui asta într-un comentariu. Altă noutate de la noul sistem de operare este că vei putea adăuga certificatul COVID-19 direct în Apple Wallet. Oricum puteai face asta printr-o mulțime de alte metode, dar acum o vei putea face direct din aplicația de Wallet de pe iPhone și va fi mai simplu și mai rapid. Totuși, dacă vrei să adaugi certificatul verde în Apple Wallet și nu vrei să aștepți update-ul pentru treaba asta, să știi că am făcut un clip în care am explicat ce pași trebuie să urmezi ca să adaugi acest certificat în Apple Wallet și las în descriere link spre acel clip. Altă noutate este posibilitatea de a primi notificări de la site-uri. Cu siguranță știi dreptunghiul ăsta care apare mai ales pe site-urile de știri atunci când le accesezi de pe laptop și dacă dai din greșeală click pe da vreau, vei primi notificări de la acel site de fiecare dată când pune câte un articol nou. Deci e fix genul ăsta de dreptunghi care va apărea și în Safari-ul de pe iPhone de acum încolo și trebuie să ai grijă ce accepti și ce refuzi, că s-ar putea să te trezești cu zeci de notificări în fiecare zi de la Safari și să nu știi de unde vin. Pe de altă parte, dacă sunt site-uri pe care chiar le urmărești și de la care chiar vrei să vezi notificări, e bine că acum poți face asta și de pe mobil, că ai mai des telefonul deschis lângă tine comparativ cu laptopul și rămâi la curent cu informațiile cu care chiar vrei să rămâi la curent. Iar dacă tot vorbim despre Safari, să știi că începând cu iOS 15 poți instala extensii în Safari pe iPhone. Extensiile te ajută să dai super puteri Safari-ului tău și funcționează și acum, nu trebuie să faci vreun update special pentru asta. Și dacă vrei să instalezi extensii pe iPhone-ul tău, să știi că am făcut un clip dedicat pe tema asta și dacă dai un click aici, ajungi la el și vezi informațiile pe care le-am pregătit acolo.